decizie incredibilă în cazul copilului bătut de tată pentru că a vrut să mănânce câteva felii de salam. Bărbatul din Slivilești a scăpat de arest după ce fiul său bătut în vârstă de 15 ani și a retras plângerea împotriva tatălui său. Instanța de judecată a stabilit că bărbatul să fie cercetat în stare de libertate. De asemenea, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj au stabilit în urma unei anchete că nu se impune luarea în plasament a minorului, acesta fiind lăsat să trăiască împreună cu tatăl care la bătut